Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Din Evrei, capitolul 10, versetul 32 înainte. O să citim mai mult. Am fost întrebat acum vreo lună de zile de cineva, e un frate cu care mai vorbesc mult la telefon și pe WhatsApp, și m-a întrebat așa: de unde știu că am credința adevărată sau doar cred că cred? Întrebarea a fost într-un context și i-am spus că o să-i fac o postare și o să-i pun pe blog. M-am gândit mult la întrebarea lui, pentru că întrebarea venea dintr-un anume mediu de relativism, de nesiguranță, de confuzie. Când întreb de unde știu, întreb cu ce măsor, la ce mă raportez, ce criteriu folosesc ca să măsor dacă ce am în mine este credința adevărată sau doar mi se pare. Și am scris câteva gânduri pe tema asta, nu mi-am publicat încă, dar m-am gândit la ele și am zis să vă spun și vouă astăzi asta, pentru că răspunsul este în Scriptură. Ce este credința? Dar înainte de a citi ce este credința din 11 cu 1, citim dinainte Evrei 10 cu 32 înainte. Citim textul. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte, erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor. Și pe de alta, v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar în crederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Citim tot capitolul 11. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri pe care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Din credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, știind că un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese în Isaac de avea o sămânță care s-a purtat nume. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie ca și din morți și drept vorbind ca învia din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului.
Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștile și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Erihonului, după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahab, împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise-i scoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în războaie, au fost pe fugă oștirile vrăjmașe, femeile și-au primit înapoi pe morților înviați. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au privegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Ca să nu întreruc firul gândului, acesta este capitolul credinței. Începe cu îndemnul la perseverență și la răbdare. A fi creștin este o chestiune de perseverență și de răbdare. A fi creștin înseamnă să știi că nu vei primi aici răsplata. A fi creștin înseamnă să știi că aici pe pământ vei primi doar prigoană, doar vorbire de rău, doar batjocoră, doar această stare de suferință despre care am citit în capitolul 10, dar această stare este însoțită de o stare lăuntrică a inimii, o stare de credință, credință în Cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea planului lui Dumnezeu, ne asigură și ne garantează prin exemplele pe care le știm din Vechiul Testament, că și noi vom fi părtași acelorași promisiuni. Versetul 12, capitolul 1, continuă ideea din capitolul 11. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să alergăm cu stărință în alergarea care ne stă înainte. Deci avem două obstacole. Unul din ele este păcatul care ne atacă și un alt obstacol este inima noastră moale. Inima noastră care s-ar putea să se înmoaie, să-și piardă vlaga, să-și piardă perseverența și să zică dă un col, dar chiar așa. Și capitolul 12 ne spune să nu ne pierdem inima dacă ești mustrat de el. Noi știm din Psalmul 94 căci ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta ca să-l liniștești în zilele nenorocirii până se va săpa groapa celui rău. Asta este imaginea, metodei pe care Dumnezeu o folosește ca să ne instruiască pe noi. Metoda este pedepsirea, disciplinarea. Dumnezeu ne pedepsește ca să ne învețe și ca să fim liniștiți. Noi am vrea să fim liniștiți, am vrea să nu ne pierdem inima, am vrea să fim tari, cum era Moise. A stat neclintit, nu s-o temu de mânia împăratului, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, n-a vrut să nu-și facă rugăciunile Daniel. Oameni neclintiți, oameni care în ce era înăuntru lor era mai tare ca și tot mediul înconjurător ostil. De ce asta? Pentru că au fost liniștiți, pentru că au fost învățați din legea lui Dumnezeu și înainte de a fi învățați de Dumnezeu au fost disciplinați de Dumnezeu. Ferice de cel pe care îl pedepsești tu, Doamne. Capitolul 12 este capitolul disciplinării. Tot capitolul 12 ne spune să nu ne pierdem inima când suntem mustrați de Domnul, când suntem disciplinați de Domnul. Părinții noștri ne-au pedepsit, orice pedeapsă pare o pricină de întristare, dar mai pe urmă aduce o roadă bogată.
Și capitolul 13 din Evrei este un capitol al acțiunii, al lui Să. Spune să nu dați uitării primirea de oaspeți, versetul 2, să nu fiți iubitori de bani, versetul 5, să nu vă lăsați amăgiți de orice învățături străine, versetul 9, versetul 13, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocară lui, un verset foarte actual, versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Cam aceasta este imaginea, tabloul Rama. Acum mergem la detaliu, pentru că din detalii învățăm. Rama ne ajută ca să ne ghideze ideile, detaliile, să ne întărească convingerile. În Evrei, capitolul 10, am citit despre aducerea aminte. Întrebarea era așa, de unde știu că am credința adevărată? Răspunsul este ce este credința. Înainte ca să știu că e adevărată sau nu, hai să vedem ce e credința. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci credința este o încredințare. Este o convingere. Este o stare în care știi sigur. Este o puternică încredințare. Credința nu este o religie, pentru că nu-mi las credința mea, Paștele cu Baclava, și așa mai departe. Credința nu este o tradiție. Credința nu este o denominație. Credința nu este nici măcar o stare a inimii. Credința este o convingere puternică. Convingere de ce? Convingere că grupul meu are dreptate? Convingere că fratele meu are dreptate? Pentru că întrebarea a fost detaliată după ce m-a întrebat la telefon. Zice, vreau să fiu sigur că am credința lui Vumbrand, al lui Moldoveanu, al lui Iovin, al lui Ioanid, al lui aia care au crezut. Așa mi s-a spus. Noi la aceste lucruri ne raportăm. Dacă îi vom căuta pe toți acești oameni și pe orice om de pe fața Pământului, oricât am vrea să idolatrizăm pe cineva, vom găsi defecte. Și atunci ce facem? Ni se prăbușește idolul, ne prăbușim și noi. În ce ne punem credința? O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acum, ca să putem detalia și să putem răspunde la întrebarea de unde pot să știu dacă am credința adevărată, detaliind este de unde pot să știu că am această puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Cred eu lucrurile care nu se văd? Și capitolul 11 detaliază care sunt aceste lucruri care nu se văd. În primul rând, sunt teste pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor lui Dumnezeu, încercări, care fac ca ei, trecând testele, să fie numiți oameni ai credinței și se spune despre ei că au primit mărturia. Au primit mărturia. Adică, prin faptul că l-au crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu a mărturisit despre ei că au fost buni, și totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. La sfârșit asta spune. Pentru că e un exemplu pentru noi că nici noi nu primim încă pe pământ ce ne fusese făgăduit. Dar putem primi mărturia că suntem plăcuți de Dumnezeu dacă facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Și ce ne spune Dumnezeu să facem? Să ne comportăm ca și cum am vedea lucrurile care nu se văd. Care erau lucrurile care nu se văd? Dacă ne uităm în detaliu la cei pe care sunt descriși aici, luăm numai pe Noe. Zice, credința Noe când a fost înștiințat Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, adică lucruri viitoare, lucruri care încă n-au apărut, dar pe care Dumnezeu a zis, așa va fi. Așa va fi. Credință înseamnă să crezi că așa va fi. Și îți dovedești credința făcând. Ca și cum ălea vin. Când Dumnezeu i-a zis, a fost foarte clar, vezi, va veni un potop, o să omoare tot pământul, tu fă-ți o corabie. Și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape viața. El putea să zică, știi, eu cred că vine potopul. Putea să zică, da, Doamne, ai dreptate, vine potopul, dar el să nu-și facă corabie. Era credința asta? Nu era credința. Credința înseamnă, credința lucrează împreună cu faptele lui. Când Dumnezeu i-a zis, ieși din lui Avram, ieși din țara ta, din familia ta și du-te într-o țară pe care ți-o voi da ție, el a ieșit pentru că știu că Dumnezeu îi va da o țară.
se împărțiseră țările, fiecare primiseră după de 4 generații, de 5 generații, oamenii s-au împrășteat pe toată fața pământului, fiecare au luat un teritoriu. De la cine l-au luat? De la nimeni, pentru că nu mai erau oameni pe pământ. Fiecare a ocupat un teritoriu și lui Avram i s-a zis, ce îți voi da țara cananiților? Că de ce să dai țara? Ne dăm o țară unde nu e nimeni. Și Dumnezeu a zis, nu, că îți voi da țara mea, pe care ei au spurcat-o prin legiunile lor. Și aceste lucruri, noi aflăm din Sfânta Scriptură că s-au întâmplat ca să nu slujească nouă de pilde, dar hai să ne divagăm. Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Asta înseamnă credință. Credință înseamnă să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Credință înseamnă să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Credință înseamnă să crezi planul lui Dumnezeu. Și răspunsul pe care l-a dat fratelui a fost acesta. Credința adevărată este să crezi planul adevărat al lui Dumnezeu. Și să te comporți așteptând să se împlinească. Dacă ne uităm mai departe la exemplele care ne sunt date aici, e arătat Abraham, e adevărată Sara, e arătată Sara, e arătat Isaac, e arătat Iacov, e arătat Iosif. De la Iosif trece direct la Moise. Dumnezeu a lăsat o perioadă de timp și pe urmă Moise a părăsit Egiptul, a prăznuit Paștele, a trecut Marea Roșie, toate au fost prin credință. Și pe urmă se face o pauză de credință. Și ce prin credință au căzut zidurile Erihonului. N-au trecut pustia prin credință? N-au trecut pustia prin credință. Pustia n-a fost un motiv de credință. Dumnezeu nu le-a zis, mergeți și veți trece pustia prin credință. Pustia a fost o pedeapsă. Să nu cumva viața noastră să fie o pedeapsă. Să ne trezim că facem lucruri cârtitori împotriva lui Dumnezeu și să ne bucurăm că ne dă preperițe, ne bucurăm că despică stânca. Dumnezeu e bun și despică stânca și Dumnezeu e bun și dă preperițe, Dumnezeu e bun și dă mana. Dar nu scrie că lucrurile acestea le-au făcut prin credință. Ei prin credință trebuia să ia în stăpânire țara. Prin credință trebuia să nu moaie cele 10 iscoade care au muiat inima poporului. Au fost omorâte de moarte năprasnică imediat. Pentru că au muiat inima poporului. Asta nu e credință, să mergi 40 de ani prin pustie. Ci credință este atunci când au căzut zidurile Erihonului, atunci când au făcut. Dumnezeu a zis, faceți așa. Nu mai ajunge vreme dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel, de proroci. Vedem aici peste tot suferință, mărturie, pentru că la Gedeon, de exemplu, nu găsim, într-o altă traducere zice, Ilie a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Într-o altă traducere zice, acelorași emoții ca și noi. Deci au fost oameni plini de emoții, plini de frică. Deci Gedeon, când Dumnezeu l-a interpelat și a zis, uite, am o treabă cu tine, ce făcea? Ascundea grâul de madianiți. Ce era în inima lui? Era frică. Deja era o tradiție printre ei să-și găsească ascunzători. Bine că nu au venit, că armadianiții veneau să fure recolta. Așteptau să recolteze, nici măcar nu culegeau. Așteptau să recolteze și până veneau și furau recoltele. Și erau maestri în scotocire și în căutat să fure tot ce au strâns oameni. Barak, Samson, Iefta, David, toți au trecut prin aceste întâmplări ca să ne putem noi defini bine credința. Testul credinței a fost chinul, a fost perseverența, a fost batjocul. Mă gândesc la cei care au fost pe vremea apostaziei, pe vremea când cele 10 seminții s-au lepădat de Ierusalim, au fost oameni în Israel care au crezut totuși. Au fost fii prorocilor, a fost un Elisei, a fost un Ilie. Au fost profeți care au profețit în Israel. Și pentru aceasta au fost batjocoriți, au fost chinuiți, dar pentru că cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, ei au stat tari. Zice, nu s-a lăsat
despre Moise, nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului părinților Moise și prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit. Deci asta înseamnă credință, să rămâi neclintit. Când știi planul lui Dumnezeu, să rămâi neclintit. M-am gândit la lucrurile acestea acum, când e atâta confuzie legată de mutarea ambasadei. A fost un test la care nimeni nu s-a așteptat. Se vede din ce spun oamenii, pentru că oamenii se grăbesc să dea cu părerea și să dea drumul la păsărică din gură. Se vede din ce spun oamenii cât este confuz. Se vede că n-au cultură generală, nu vorbesc de cultură biblică. Și se vede din cei care au cât de cât cultură biblică că deja dau un răspuns coerent. Dacă un om a citit Biblia de la început până la sfârșit, nu poate să nu vadă că Ierusalimul este capitala Israelului și a fost de 4.000 de ani, nu de, sau de 3.000 de ani, nu de 60 de ani sau de 70 de ani. Totuși, astăzi trăim o vreme și vreau să amintesc câteva lucruri care le-am spus și duminica trecută, la Bojula, Ieremia 22, pe scurt, să găsesc textul. Da, versetul 8. Pe vremea când Ierusalimul a fost împrăștiat și nimicit după cuvântul lui Dumnezeu, Ieremia 22 cu 8, pagina 758. Vedem că Ierusalimul a fost un semn pe vremea aceea și până în 1967, când a fost recucerit de evrei, și toată perioada de 2300 de ani, când a fost călcată în picioare de neamă, și perioada neamurilor despre care a vorbit și Domnul Iisus, toată perioada aceea a fost un semn pentru neamuri. Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta și vor zice unul altuia: pentru ce a făcut Domnul așa aceste cetăți mari? Și se va răspunde: pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înainte altor Dumnezei și le-au slujit. Îmi place când oamenii pun întrebări. Oamenii care pun întrebări caută certitudini. Oamenii care pun întrebări au în cap o rânduială și orice nelămurire trebuie rezolvată. Un om care pune întrebări caută ordine, caută o logică a lucrurilor, caută să-și răspundă la ceva. Și când un om pune o întrebare, înseamnă că vrea răspuns. Și Dumnezeu a făcut Ierusalimul un motiv de întrebare. De ce, mai oameni buni, 2000 de ani au fost prăpădit? De ce nu și-a făcut stat acum 1000 de ani? De ce nu și-a făcut acum 1500 de ani? Nu s-a putut. Ei ar fi vrut să se întoarcă și acum 1000 de ani, și acum 500 de ani, și acum 2000 de ani. Nu s-a putut. De ce a făcut Domnul așa aceste cetăți mari? Se va răspunde: pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor Dumnezei și altor. Ierusalimul a fost un semn de atâta timp și este un semn și astăzi. Ierusalimul este un puter de amețire, zicem, în Isaia, capitolul 51, la sfârșit. Așa vorbește Domnul Dumnezeul tău, care apără pe poporul lui. Iată că îți iau din mână potirul amețelii, potirul mâniei mele, ca să nu mai bei din el, și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi care îți ziceau: îndoaie-te ca să trecem peste tine. Vedem, această potirea la menține înseamnă confuzie. Biat, dar nu devin, zice în versetul 21. De aceea nenorocitule, biat ce ești, dar nu devin ascult. Dar de ce ești biat? Scriptura ne arată că învățăturile străine îl îmbată pe om. Omul care se îndepărtează de cuvântul și de legământul lui Dumnezeu se îmbată. Biserica Catolică și fiicele ei sunt numite sursa acestei îmbătări, pentru că ai dat de băut. Învățăturile străine îmbată. Astăzi, Biserica Catolică nu este de acord cu sionismul, nu este de acord cu Ierusalimul să fie capitala Israelului, nu este de acord cu statul Israel. Noi suntem Israel, Biserica este Israel. Și toți cei care sunt conduși de iezuiți, pentru că iezuiții sunt o mare structură de informație a Bisericii Catolice, sunt un aparat informativ, cel mai puternic aparat informativ din lume și sunt cei mai puternici agenți de informații, iezuiții. Toți cei care sunt infiltrați de iezuiți judecă după mintea papei
Și vedem astăzi și în politica românească unde este influența catolică. Soția președintelui nostru este catolică. Unde este influența catolică? Este anti-Israel, anti-Cuvântul lui Dumnezeu, anti-Ierusalim, anti-promisiunile lui Dumnezeu. Nu avem ce face. Este urgie și asta, să fi condus de oameni care nu judecă. Cuvântul lui Dumnezeu este însă clar. Iau din mână potirul la mețelii și îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, cei care au asuprit pe Israel. Încep să bea din potirul acesta la mețelii. Noi trăim această nenorocire. Să fii condus de oameni beți. Asta e un lucru trist. Și să ai angajați beți un lucru trist. Să ai oameni în familie beți un lucru trist. Să ai rude bete sau bețivi. E un lucru trist. Dar să te conducă un om beat. E un lucru pentru care trebuie să ne rugăm. Pentru că este o urgie mare. Și care poate să atragă mare nenorocire. Dar noi așteptăm din cerul pe Domnul Iisus Hristos oricâtă urgie va veni și oricâtă nenorocire și oricâtă suferință. Acest lucru nu schimbă datele problemei. Domnul Iisus Hristos va veni. Noi am arătat de ce este Ierusalimul. Acum am arătat de ce este Ierusalimul un semn. Pentru ca oamenii să-și pună întrebarea. De ce le-a făcut Dumnezeu așa? Dumnezeu le-a făcut așa pentru că n-au respectat legământul. Dar nu numai asta. Dumnezeu și remediază în Ieremia capitolul 33, sper să găsesc locul, este un capitol al reabilitării. Versetul 6. Iată, îi voi da vindecare și sănătate, îi voi vindeca și le voi deschide un izvor bogat în pace și credincioșie. Voi aduce înapoi pe prinșii de război al lui Iuda și pe prinșii de război al lui Israel și îi voi așeza iarăși ca odinioară. Îi voi curăța de toate nelegiurile pe care le-au săvârșit împotriva mea, le voi ierta toate nelegiurile prin care m-au supărat și prin care s-au răzvrătit împotriva mea. Asta încă nu s-a întâmplat. Versetul 7 s-a întâmplat, că a început să-i aducă înapoi. Versetul 8 încă nu s-a întâmplat, că încă nu cred. Dar uitați-vă versetul 9. Cetatea aceasta va fi pentru mine o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care îl voi face. Vor rămâne mirate și uimite de toată fericirea și de toată propășirea pe care le voi da. Vedeți? Lucrurile acestea se întâmplă sub ochii noștri. Să nu vrei să le vezi, înseamnă să nu cunoști pe Dumnezeul Bibliei. Să te împotrivești din oportunism planurile lui Dumnezeu. Și asta e o nebunie. Să te împotrivești planurile lui Dumnezeu e o nebunie. Noi trăim astăzi vremea în care neamurile pământului află de binele pe care îl face Dumnezeul lui Israel și Ierusalimul este o pricină de laudă și de slavă printre toate neamurile pământului. Cu cât este mai mare împotrivire, cu atât va fi uimirea mai mare. Pentru că neamurile vor rămâne mirate și uimite de toată propășirea și fericirea pe care Dumnezeu o dă lui Israel. Versetul 10. Se vor mai auzi iarăși în locul tot din Ieremia 33. Se vor mai auzi iarăși în locul acesta despre care ziceți că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace. Se vor mai auzi iarăși în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace, strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, glasul celor strezit lăudați pe Domnul oștirilor. Versetul 12. Așa vorbește Domnul oștirilor în locul acesta pustiu, fără oameni și fără dobitoace și în toate cetățile lui vor mai fi iarăși locuințe de păstori care își vor odihni turmele. Astea sunt promisiunile. Motivul acestor lucruri este ca neamurile odată să se întrebe de ce i-a pedepsit și pe urmă să fie uimite și mirate de ce îi binecuvintează. Pentru ca ochii oamenilor să fie duși din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Este un prilej minunat astăzi. Să deschidem subiectul cu oamenii despre acest cuvânt al lui Dumnezeu care se împlinește. Pentru că Dumnezeu de aceea duce aceste evenimente la îndeplinire ca să fie un motiv de întrebare. Și este bine când oamenii își pun întrebări pentru că răspunsurile adevărate vin din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă oamenii nu își pune nicio întrebare, știți care e cea mai nenorocită stare? Indiferența. Dacă vrei să distrugi pe cineva, nu trebuie să-i te împotrivești. Ce să-i fii indiferent, știi? Nici nu mai îmi pasă de el. Nu-l vizitez, nu-l întreb, nu-i dau telefon, nu-i scriu. Indiferența este mai criminală decât împotrivirea. Atunci când te împotrivești, poate că-ți pasă de el, poate că nu ești de acord cu el, poate că ai vrea să fie și el de acord cu tine.
undeva este în corelație. Indiferența este mai groaznică. Și Dumnezeu vrea să-i scoată pe oameni din indiferență, tocmai prin astfel de scuturări, tocmai prin astfel de minunății care se întâmplă, tocmai prin astfel de certuri într-o politică românească atât de confuză și de plină de corupție și de fugă după bani, dintr-o dată apare un subiect care stârnește spiritele. De ce oare? Și oamenii scriu una și scriu alta. De ce oare? Ca să fie pricină de mirare, ca să-și pună întrebări, ca să fie duși cu gândul la cuvântul lui Dumnezeu. Este o binecuvântare și asta. Pentru noi, ca și starea inimii noastre, vine și spune să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Am spus de la început că a fi creștin este o chestiune de perseverență, este o chestiune de răbdare, este o chestiune de convingere. Credința este o încredere neclintită, o convingere puternică despre lucrurile care vor veni. Credința este o convingere puternică despre planul lui Dumnezeu care se va îndeplini. Și când avem această convingere puternică și știm că va fi așa, nu ne mai punem întrebarea, va fi Ierusalimul capitala Israelului sau va fi capitala Palestinei? Pentru că noi știm din Biblie ce va fi. N-are rost să ne punem întrebări care nu sunt scrise că vor fi. Sau să ne imaginăm că, sau să ne gândim oare va fi, când Dumnezeu a zis ce va fi. Când cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu, atunci acționăm ca atare. Și asta e credința adevărată. Credința adevărată este credința în planul adevărat. Dacă nu ai plan în minte, ești confuz, nu știi unde mergi. Imaginați-vă, vă rog frumos să vă faceți un exercițiu de imaginație, să mergi pe drum și să ai 3 GPS-uri setate pe 3 destinații diferite. Și fiecare să spună. Vă garantez că fiecare intersecție va fi un chin. Unul îți va spune să iei înainte, altul iau la dreapta, altul iau la stânga. Așa e teologia de astăzi. N-are destinație. N-are plan. Escatologia zice că nu contează. Escatologia este cuvântul despre sfârșit. Sau teologia vremii sfârșitului. Apoi știi ce? Nu contează ce crezi despre sfârșit. Astea sunt amănunte. Contează noi să fim, să avem pace, să avem dragoste. Nu știu ce contează, că dacă nu contează destinația. Și așa fiecare intersecție, cum este astăzi scris în această Ierusalim, este intersecție de gânduri. Fiecare intersecție este un motiv de confruntare și un motiv de confuzie. Planul lui Dumnezeu are o destinație. Și destinația este foarte clară. El va schimba trupul stării noastre zmerite, El va face asemenea trupului Său de slavă. Ne-a destinat pentru o împărăție cerească, împărăția Fiului Său. Ne-a destinat pentru înviere, ne-a destinat pentru slavă, dar nu aici și nu acum. Trebuie să știm foarte bine aceste lucruri, pentru că bântuie teologia prosperității, teologia binelui și a plăcutului și că dacă ești Fiul lui Dumnezeu, de ce ți se întâmplă toate astea? De ce trebuie să te hrănească corbii? De ce nu stai la masă cu Ahab? Dacă ești profetul lui Dumnezeu? Cine știe ce gânduri ar putea să ne vină în minte? Planul lui Dumnezeu este obiectul credinței noastre. Și dacă cunoaștem bine planul lui Dumnezeu adevărat, avem credința adevărată. Pentru că planul lui Dumnezeu catalizează mintea și o face ca să fie angajată. Când știi ce se va întâmpla, acționezi ca atare și se poate, Evrei 13, se poate îndeplini. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găsit fără să știe pe îngeri. Să nu fiți iubitori de bani, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățători străine, să ieșim dar afară din tabăr, să nu dați uitării binefaceri așa și mai departe. Sunt lucruri care ne produc o conduită. Cunoașterea planului lui Dumnezeu și a credinței adevărate ne face să avem o conduită. Și această conduită nu se schimbă prin faptul că cei din jur n-au această conduită. Această conduită nu se schimbă prin faptul că cineva te bagiocorește, mai de ce te comporți așa. Această conduită nu se schimbă când cineva chiar te pedepsește sau chiar te persecută pentru că o ai. Pentru că această conduită vine dintr-o credință puternică, într-un plan scris. Și de aici se vede dacă credem cuvântul lui Dumnezeu sau credem părerile oamenilor sau ne uităm în jur să vedem cine mai crede ca mine. Cam asta sunt cuvintele care am vrut să le spun astăzi. Credința adevărată este credința în lucrurile care nu se văd. Lucrurile care încă n-au venit.
Credința adevărată este credința care are destinație, care are plan, planul lui Dumnezeu, conține făgăduință și când avem aceste făgăduințe ferm în noi, când știm că vor fi trăim ca atare. Am citit textul acesta pentru că este un text frumos, un text care ne poate încuraja inimile și aș vrea ca să înțelegem acest gând, că învățătura, îi spune lui Timotei, dacă nu se ține cineva de învățăturile, cuvintele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Învățătura care duce la angajament este învățătura care are plan. Dacă ai în minte planul lui Dumnezeu, ești angajat. Ia de cuiva de lucru, dar nu-i spune planul. Nu va lucra cu râsul. Când știe ce ai de făcut, când știe, ai de săpat un șans ca să-ți bagi apa 8 metri la adâncimea cutare, deja știi ce ai de făcut, nu te oprești, îți cunoști planul și faci, da? Când știi destinația drumului, mergi ferm spre destinație și nu te uiți nici la stânga, nici la... Ai un singur GPS. Credința adevărată înseamnă să ai singurul GPS al Cuvântului lui Dumnezeu. Să știi că aceste lucruri vin și atunci nu mai bâșbâi. În contextul actual al mutării ambasadei, noi trebuie să știm clar că Dumnezeu folosește Ierusalimul ca semn. Și este, poate că de aceea durează așa de mult, de aceea atâta bâlbâială, de aceea atâta scandal. Tocmai ca să fie un prilej de a se ridica vorba, de a se ridica subiectul. De a se aduce paginile Scripturii și promisiunile Scripturii sub nasul celor care până acum nici nu au avut habar că scrie în Biblie de Ierusalim. Cine știe despre ce o fi imaginat că scrie în Biblie? Oamenii sunt extrem de ignoranți și ignoranța e foarte mare. Dumnezeu să ne dea această înțelepciune să folosim aceste prilejuri pe care le avem ca să deschidem mintea oamenilor cu privire la voia lui Dumnezeu. Amin.